Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Dorina Gerganov și vă prezint ora știrilor. Un moldovean și un cetățean grec ar fi decedat într-un accident aviatic produs în Grecia. S-a întâmplat după ce elicopterul în care se aflau s-a prăbușit miercuri seara în Marea Egee, în timp ce participa la operațiunea de stingere a unui incendiu forestier pe insula Samos, anunță compania care deține aeronava. Potrivit acesteia, la bord se aflau 4 persoane, 2 moldoveni, un grec și un român. Moldoveanul a rămas în viață, a declarat pentru presa din Grecia că toți membrii echipajului s-au evacuat până la momentul impactului, dar s-au pierdut ulterior în ape. Într-un comunicat de presă, compania care deține elicopterul implicat în accident susține că în urma impactului, 2 membri ai echipajului au supraviețuit și sunt spitalizați în stare satisfăcătoare. Iar moldoveanul și coordonatorul său grec au decedat. Cadavrul pilotului mort va fi repatriat în cel mai scurt timp în Moldova. Accidentul s-a produs în timp ce elicopterul se alimenta cu apă de mare pentru a stinge un incendiu forestier în insula Samos, mai precizează compania Avia. Potrivit ei, aeronava s-ar fi prăbușit din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Momentul căderii a fost surprins și plasat pe rețelele de socializare, iar imaginile sunt cu impact emoțional. Unul dintre cei 2 moldoveni rămași în viață a povestit că toți 4 membri ai echipajului s-au evacuat până la momentul impactului, dar s-au pierdut ulterior în apă. Presa greacă mai scrie că unul dintre bărbații decedați s-ar fi înecat, iar celălalt s-ar fi lovit la cap. În această dimineață, Ministerul de Externe de la Chișinău a anunțat că cei 2 moldoveni implicați în accident au supraviețuit și primesc asistență medicală necesară. Am încercat să aflăm de la purtătorul de cuvânt al instituției dacă într-adevăr unul dintre cei 2 cetățeni de-ai noștri a murit, însă Daniel Vodă nu a răspuns la telefon. Amintim că în 2015 un elicopter al aceleiași companii cu un echipaj de 3 membri, toți moldoveni, a fost doborât de talibani. Piloții au fost nevoiți să aterizeze de urgență. Când au ajuns la sol, unul dintre piloți a fost omorât, iar ceilalți 2 au fost luați ostatici. Acum câteva minute, Ministerul de Externe de la Chișinău a venit cu unele precizări legate de accidentul aviat din Grecia. Potrivit unui comunicat, la bordul elicopterului se aflau de fapt 3 moldoveni, unul dintre care deține și cetățenia română. Astfel, 2 membri ai echipajului, cetățeni moldoveni, au rămas în viață și se află la spital, starea lor fiind satisfăcătoare. Cel de-al 3-lea, care a decedat, deține dublă cetățenie și era pilotul elicopterului. Accident de groază în capitală. Un copil de 2 ani și mama s-au fost spulberați pe o trecere de pietoni din strada Florilor. Din filmulețul publicat pe rețelele de socializare se vede cum cei 2 traversează drumul, iar la jumătate de cale sunt loviți în plin de un microbuz Marfar. Ambii au ajuns în stare gravă la spital. Vă avertizăm că imaginile video vă pot afecta emoțional. Nenorocirea s-a produs miercuri după ora 17 pe o trecere de pietoni din strada Florilor din capitală. Momentul impactului a fost surprins de o cameră de bord a unei mașini ce staționa în apropiere. Din imaginile video se vede cum femeia ia de mână copilașul și începe a traversa drumul pe zebră. Totuși, vizibilitatea lor era redusă de către o altă mașină care era parcată chiar în preajma zebrei. La mijloc de stradă, pietonii sunt practic spulberați de către un microbuz Marfar. Lovitura a fost atât de puternică încât victimele au fost proiectate sub roțile unei alte mașini din întâmpinare, iar microbuzul oprește la câțiva metri distanță de acostament. Potrivit poliției, la volanul acestuia se afla un bărbat de 41 de ani care nu era băut. Nu a acordat trecerea pietonilor care traversau strada regulamentar. Astfel, tamponând o femeie în vârstă de 37 de ani și copilul minor de 2 ani. Oamenii legii spun că la scurt timp victimele au fost transportate la spital. Femeia a ajuns la urgență. Pacienta a suferit contuzie cerebrală temporal pe stânga, fractură de os temporal stâng cu trecere în baza craniului, edem cerebral. Este conștientă, în stare gravă, dar stabilă. Iar fiul ei a ajuns la spitalul de copii Valentin Ignatenko. Potrivit medicilor, starea lui este stabilă și nu există risc pentru viață.
Reprezentanții poliției nu ne-au putut oferi detalii despre viteza cu care se deplasa microbuzul și nici dacă riscă vreo pedeapsă șoferul mașinii care era parcată în imediat apropierea trecerii de pietoni. Ori potrivit regulamentului rutier, parcarea pe trecerile de pietoni sau la o distanță mai mică de 5 metri înainte de acestea este interzisă. Deocamdată nu se știe ce pedeapsă va fi stabilită pentru șoferul care se face vinovat de producerea accidentului, mai spun oamenii legii. Fostul președinte al Curții Supreme de Justiție, Ion Druță, va fi adus pe banca acuzaților. Oamenii legii anunță că au finalizat urmărirea penală în dosarul în care acesta este învinuit de îmbogățire ilicită. Potrivit procuraturii, în perioada anilor 2014-2019, în timp ce se afla la conducerea CSJ și exercita funcția de judecător în cadrul instanței, ar fi obținut mai multe bunuri din surse financiare, proveniența cărora nu poate fi justificată. În comunicatul expediat de procuratură se spune că fostul magistrat ar fi încheiat contracte de vânzare-cumpărare, investiții în construcție și leasing prin intermediul rudelor. De asemenea, ar fi dobândit bunuri de peste 4,8 milioane de lei, valoarea acestora depășind substanțial veniturile obținute de el și membrii familiei sale. Procuratura mai precizează că prețul mediu de vânzare al bunurilor ar constitui 12,7 milioane de lei, în timp ce veniturile familiei ar fi de 1,4 milioane de lei. În cadrul urmăririi penale inițiate încă în 2019 au fost puse sub sechestru 5 încăperi nelocative și 2 locative, dar și un autoturism în valoare totală de peste 12 milioane de lei. Președintele Maia Sandu susține că nu regretă faptul că nu a mers la Moscova să negocieze prețul la gaze. Potrivit ei, chiar dacă ne așteaptă o iarnă grea, trebuie să rezistăm. În acest sens, șeful statului a îndemnat cetățenii să-și izoleze locuințele și a precizat că guvernul lucrează la un mecanism de oferire a compensațiilor. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Postul Public de Televiziune. Bineînțeles, lucrurile... Potrivit președintelui Maia Sandu, țara noastră a obținut un contract de livrare a gazelor naturale la un preț care a fost posibil, iar negocierile cu liderul de la Kremlin ar fi presupus cedări din partea Republicii Moldova. Nu-mi pare rău că nu am plecat la Moscova. Noi am obținut un contract pe care puteam să-l obținem. Eu nu o să mă apuc să vând o bucată de țară doar pentru ca să avem jumătate de an gaze mai ieftin. Această țara noastră este o țară independentă și trebuie să ținem la acest lucru. Da, este greu acum, este greu pentru toți, este greu inclusiv pentru că nu s-au dezvoltat în timp alternative, pentru că nu s-a investit în proiecte energetice. Acum trebuie să ne descurcăm pornind de la situația în care suntem și asta o să facem. Dar eu nu o să vând o bucată de țară doar pentru ca să obținem un contract pe termen scurt. Șeful statului mai susține că toată lumea se pregătește pentru o iarnă grea, inclusiv Republica Moldova, și a precizat că guvernul caută soluții pentru a ajuta cât mai mult cetățenii. Toată lumea se pregătește pentru o iarnă grea și îmi pare rău să o spun și noi trebuie să fim pentru o asemenea iarnă, să fim pregătiți pentru o asemenea iarnă. Asta înseamnă pe cât putem să ne izolăm locuințele, să reducem pierderile de căldură, pentru că aici va fi problema cea mare. Cum ne pregătim? Pe de o parte, guvernul lucrează la acest mecanism de compensații și va fi un fond de susținere a cetățenilor care au nevoie de această susținere. Avem și alte resurse pe care le-am găsit pentru eficiența energetică, dar proiectele astea durează. Maia Sandu a mai spus că executivul discută și cu alți furnizori de gaze în situația în care Federația Rusă va decide să închide robinetul pentru Republica Moldova. Acum 2 zile, Moldova Gaz a solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică să aprobe ajustarea prețurilor pentru furnizarea gazelui natural. Dacă ANRE va da curs solicitării, noul tarif ar urma să constituie 29,48 de lei cu TVA inclus și să fie aplicat retroactiv din 1 iulie. În prezent, tariful la gaz pentru consumatorii final este de 18 lei și 62 de bani pentru un metru cub. Miercuri, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a prezentat în cadrul ședinței Guvernului proiectul
proiectul de lege privind fondul de reducere a vulnerabilității energetice elaborat în scopul diminuării impactului creșterii prețurilor la energie asupra consumatorilor vulnerabili. Acest lucru va permite acordarea compensațiilor lunare pentru consumul de gaze, energie electrică și termică, precum și a unei subvenții pentru înlocuirea electrocasnicelor depășite tehnic. Potrivit proiectului, de acest ajutor însă nu vor beneficia toți consumatorii, așa cum a fost în sezonul de încălzire anterior. Vizați vor fi doar cei mai nevoiași. Pentru obținerea compensațiilor lunare, consumatorii casnici vor trebui să fie incluși în Registrul Vulnerabilității Energetice, un sistem electronic gestionat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Potrivit autorilor proiectului, clasificarea categoriilor de beneficiari se bazează pe o serie de parametri care vor fi aprobați de guvern, și anume venitul, numărul de membri ai familiei, ponderea cheltuielilor pentru energie și consumul gospodăriei, tipul sistemului de încălzire utilizate și altele. Premierul Natalia Gavrilița a plecat într-o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii, unde timp de 3 zile are loc o reuniune a liderilor guvernamentali, oameni de afaceri și de știință, care vor pune în discuție unele dintre cele mai complexe schimbări cu care se confruntă omenirea în prezent. Potrivit unui comunicat emis de guvern în cadrul reuniunii, experții de talie mondială vor discuta despre provocările critice și consecințele crizelor din ultima perioadă la nivel regional și internațional, inclusiv războiul din Ucraina, creșterea prețurilor și perturbarea lanțurilor logistice. În nota informativă se mai spune că în cadrul vizitei de la Washington, Gavrilița se va întâlni cu oficiali americani, reprezentanți ai Fondului Monetar Internațional și ai sectorului privat, cu scopul de a promova interesele Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii. Totodată, premierul va discuta despre posibilitatea obținerii unui suport bugetar pentru acoperirea cheltuielilor necesare procurării energiei electrice din Ucraina, dar și despre problema creșterii inflației din țara noastră. Un student despre care procurorii spun că ar fi ucraineană, refugiată în Republica Moldova din cauza războiului, ar fi fost prins cu droguri. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale anunță trimiterea în judecată pentru trafic de stupefiante a unui student din Kiev în vârstă de 20 de ani. El a fost reținut în flagrant de către Poliția de Frontieră din Basarabeasca atunci când dezgropa 10 kg de droguri la 50 de metri de linia de frontieră în regiunea Taracliei. Substanțele au fost anterior plasate acolo, ilegal, de către alți membri ai unui grup infracțional, spun acuzatorii. Potrivit declarațiilor, după preluarea drogurilor, în aprilie, tânărul urma să le pună în vânzare pe internet cu achitarea lor în criptovalută. După reținere, studentul a ajuns în arest preventiv. Potrivit legii, circulația ilegală de droguri se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani. Investigațiile continuă în vederea stabilirii altor membri ai grupului infracțional. Continuăm știrile. Procurorii anticorupției au descins cu percheziții în această dimineață la întreprinderea termoelectrică. Informația a fost confirmată pentru TV6 de către procurorul responsabil pentru comunicarea cu mass media din cadrul Procuraturii Generale, Mariana Kerpec. La moment, procurorii anticorupție au descins cu 13 percheziții la termoelectrica. Perchezițiile se desfășoară în cadrul unui dosar penal pornit pe faptul abuzului de serviciu, admis în exercitarea atribuțiilor de serviciu de către angajații termoelectrica manifestate prin trucarea unor licitații. După terminarea tuturor acțiunilor de urmărire penală planificate pentru ziua de astăzi, procuratura va reveni cu mai multe detalii. Mariana Kerpec a refuzat să ne spună despre ce tendere ar fi vorba și cine sunt angajații implicați în dosar. Nici purtătorul de cuvânt al termoelectrica, Elena Junchina, nu ne-a putut răspunde la aceste întrebări. Ea ne-a scris într-un mesaj că instituția pe care o reprezintă a fost și este în comunicare activă cu instituțiile de drept, oferind tot suportul necesar și acces la informațiile solicitate pentru desfășurarea acțiunilor de documentare și investigare, precizând că procurorii urmează să se expună. Cu detalii la acest subiect vom reveni pe parcurs.
Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor, eu sunt Dorina Gerganov și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 17. Vă mulțumesc pentru atenție, o zi frumoasă în continuare alături de noi. La revedere!